Bună și bine v-am regăsit la o nouă filmare dedicată taroscopului general al lunii noiembrie pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Pești. Am spus generală pentru că am redeschis canalul privat Tarot Speranță Vindecare, unde cei care doriți să deveniți membri contra unei sume mici de bani, găsiți particularități ale zodiilor voastre în fiecare lună, partea de iubire și partea financiară pe fiecare zodie în parte, precum și mult mai multe avantaje de a fi membru, etalări personalizate, energia este mult mai restrânsă, o dată pe lună aveți răspuns din partea mea la gratuit la o întrebare, curățări energetice, și multe, multe alte surprize. Aici nu se schimbă nimic, doar taroscopul va fi la nivel general. În fiecare lună energiile sunt mult mai mari pe partea, da, deci pe, în această parte a canalului. Așa că va trebui să luați doar ceea ce rezonează cu voi. Aici nu se va schimba absolut nimic, dar pentru mult mai multe surprize și mult mai multe etalări care să fie aproape personală pe energia voastră, le veți găsi pe canalul meu privat, vă puteți alătura. Cei care doriți, cei care nu, rămânem aici în continuare, în același format. Haideți să vedem acum, pentru zodia Pești, voi extrage energia generală a lunii noiembrie, iar pentru a ști cu exactitate ce vine către voi la nivel general, surprize, avertismente și așa mai departe, va trebui să faceți intuitiv o alegere între cele două pachete de cărți. Varianta numărul 1, pachetul cu cărțile Universului, și varianta numărul 2 sau pachetul Roata Destinului. Energia, ca și cuvânt magic, ca și energie, este generală, dar pentru a ști ce vine către voi, varianta numărul 1, cărțile Universului, varianta numărul 2, cărțile Destinului. Și haideți să vedem acum, pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Pești, care este cuvântul magic, energia magică a lunii noiembrie. Cartea negării. Negi o situație din viața ta, da? Dar este foarte important. Poate negi o frică, poate negi o dependență, poate negi o obsesie, poate negi o situație negativă din partea ta, din viața ta. Îți dorești să o vezi, de fapt, negi că ea există, această situație, această problemă, și încerci să o vezi cu alți ochi. Este foarte important să-ți recunoști fricile și să înlocuiești aceste frici pe care tu le negi. Poate frica de situațiile sunt datorită fricii de singurătate, frica de abandon, frica de sărăcie, frica de judecata celor din jurul vostru. Frica poate să fie oricare, iar tu acționezi în urma acestor frici. Și este foarte important să nu le negi, să le recunoști, să faci pace cu fricile tale și să le înlocuiești cu puterea care stă în tine. Așa cum am spus, pentru ca informațiile să fie mult mai exacte pentru voi, trebuie să alegeți între cele două pachete de cărți care este varianta care vi se potrivește. Varianta numărul 1, alegeți înainte, după care vă duceți la etalarea propriu-zise. Varianta numărul 1, cărțile Universului, și varianta numărul 2, cărțile Destinului. Și haideți să vedem acum, pentru cei care ați ales varianta numărul 1,
cu soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Pești. Ce vine către voi la nivel general în luna noiembrie? Avem prima carte care a ieșit, cartea împăratului. Onoare, dreptate, adevăr, siguranță, este o energie care oferă putere, da? Oferă încredere în propria persoană, oferă siguranță persoanelor dragi. Este cartea care este guvernată de Marte, zeul războiului și zodia Berbec. Poate tu ești această persoană care oferă stabilitate, oferă siguranță, o energie masculină puternică, ești pe o energie masculină puternică, lupți, da? Muncești din greu pentru a oferi cele necesare persoanelor din jurul tău, copiilor tăi, persoanelor dragi, îți creezi o lume în jurul acestui regat, sunt ziduri, îți creezi o lume a ta în care cei nedoriți să nu pătrundă, îți aperi credințele, îți aperi familia, aperi tot ceea ce iubești și tot ceea ce dorești, construind ziduri în jurul tău, iar aceste ziduri îți oferă ție și celor dragi ție oferă siguranță. Sau ai nevoie de siguranță din partea unui bărbat, din partea unei energii masculine. Ai nevoie să ți se ofere siguranță, să ți se ofere liniște, să ți se facă dreptate într-o situație. Da? Ai nevoie de această energie în care să simți că ai totul. Cartea Eremitului. În jurul tău este foarte multă gheață. Te simți singur, singură. Ai de rezolvat o situație sau mai multe situații. Vrei să ieși din ceva ce nu-ți produce stabilitate. Gheața nu produce stabilitate. Gheața, mergi acolo cu foarte multă grijă, cu foarte multă atenție, dar sufletul tău te ghidează să iei cele mai bune decizii, să mergi pe drumul cel bun pe care tu trebuie să mergi. Ai de făcut o alegere în luna noiembrie, o alegere care să-ți asigure mai multă stabilitate, mai mult confort, pentru că această gheață pe care tu pășești acum nu-ți oferă nici siguranță, nici confort. Trebuie să te duci într-o direcție. Iar pentru a lua această decizie este foarte important să o iei din suflet, pentru că sufletul este cel care te ghidează cu adevărat. Două cărți, două arcane majore, a treia arcană majore, cartea faetonului, caleașca care îți spune că duci de foarte mult timp un război. Fie un război cu lumea și de aceea ți-ai creat ziduri pentru propria ta liniște, pentru propria ta siguranță și propriul tău confort, pentru ca nimic să nu te destabilizeze, nimic să nu te atace. Acest război pe care tu îl duci este, așa cum am spus, fie cu lumea exterioară, fie cu tine însăți sau însuți. Un conflict pe care îl dai între minte și suflet. Trebuie să iei o decizie. Această decizie pe care tu o vei lua, dacă o vei lua din suflet, cartea Eremitului, va fi o victorie pentru tine.
Dacă o vei lua din logic și din rațional, dacă îți vei asculta ego-ul și vei lua această decizie din ego, va fi un eșec pentru tine. Vei lua decizia din suflet, ghidată de intuiția ta, de sufletul tău, de sinele tău superior, pentru a încheia un război ce îl duci de foarte multă vreme, pentru a soluționa o situație, pentru a te duce într-o altă direcție. În luna noiembrie parcă se așterne calmul după ce iei această decizie. Trei cărți, trei arcane majore. Simți nevoia să te retragi din ceva. Sau cineva se retrage din viața ta. Simți o energie mai retrasă. Ai nevoie de liniște. Ai nevoie de... Deși ești cu garda sus, nu mai poți să lupți pentru ceea ce ai luptat până acum. Ai obosit, vrei o vacanță, vrei să te retragi undeva. Ai nevoie de câteva zile libere pentru a-ți reîmprospăta forțele, energia și de a merge mai departe. Vrei să ți se facă dreptate. Până atunci ești cu sabia în sus, sabia dreptății. Vrei să ți se facă dreptate sau tu trebuie să faci dreptate într-o situație. Dar pentru a face această dreptate, pentru a lua această decizie dreaptă pe care tu trebuie să o iei, e nevoie să te retragi. E nevoie să... poate să ai un plan, o strategie... În ce direcție vei merge în urma acestei decizii pe care tu o vei lua. Sau este posibil să-ți dorești la locul de muncă să te retragi dintr-o activitate, să muncești mai puțin, simți că nu mai poți. Puterile ți-au ajuns la final. Ai nevoie să muncești din umbră. Și cartea împărătesei, sub cartea împăratului a picat cartea împărătesei. Poate la începutul lunii noiembrie ești în energia împăratului și nu-ți mai dorești atât de multă responsabilitate la locul de muncă. Îți dorești să te retragi o funcție mai mică, mai puține responsabilități, pentru că decizii foarte grele tu trebuie să le iei. Și simți că toată responsabilitatea este pe umerii tăi. Cartea împărătesei sub cartea împăratului avem o relație de iubire, două persoane pe același nivel vibrațional. Și împăratul și împărăteasa vorbesc despre familie fericită, despre înțelegere, despre armonie, despre echilibru și despre iubire. Împărăteasa este fertilitate, este mama, așa cum cartea împăratului este imaginea tatălui, a capului de familie, poate tu ești și mamă și tată. Da? Și ai nevoie de această energie a împăratului, de acea persoană care să-ți ofere stabilitate, pentru că toate greutățile tu le-ai dus până acum și nu le mai poți duce mai departe. Ai nevoie să mai și primești, ai nevoie de liniște, ai nevoie ca după toată acest an în care tu ai muncit din greu, în care tu ai luptat pentru alții, pentru a le oferi stabilitate, echilibru și alții să facă acum lucruri pentru tine. Poate, dacă ești într-o relație, poate îți dorești un copil, cartea fertilității, dacă nu îți dorești, atenție că este o lună fertilă, îți dorești, ai nevoie de pauză, de odihnă, pentru că ai muncit mult, ai tot ceea ce îți dorești. Cartea împărătesei este guvernată de Venus, zeița iubirii și a banilor. Ai pus deoparte scutul, da, acela cu care te-ai apărat până acum și ești într-o perioadă de liniște, de pace, de echilibru. Te așezi confortabil, stai confortabil și privești, la fel ca și împăratul, la cei dragi ție, la familia ta, cum se bucură, cum este în siguranță, iar tu în această perioadă te odihnești. O perioadă bună de prosperitate financiară, da? Poate vine către tine un venit suplimentar,
care să-ți aducă mult mai multă siguranță și mult mai multă liniște. Dar o relație de iubire în care ești pe același nivel vibrațional cu persoana dragăție, fie că ești bărbat, fie că ești, că ești femeie. Vă bucurați de rezultatele muncii voastre, pur și simplu o carte a armoniei și a echilibrului. Cartea îndrăgostiților în poziție răsturnată. Poate unii dintre voi nu vă simțiți iubiți, nu vă simțiți apreciați, nu vă simțiți valorificați la adevărata voastră valoare sau, așa cum am spus, dacă ești și mamă și tată pentru familia ta și nu ești într-un parteneriat, îți dorești acest parteneriat, îți dorești această stabilitate, îți dorești o forță masculină lângă tine, o forță care să te ajute să mergi mai departe, să nu mai duci totul pe umerii tăi, să nu mai iei singur aceste decizii. Dar această relație nu va veni în luna noiembrie. Dacă dorești să legi sau cunoști pe cineva în luna noiembrie pentru cei singuri, această conexiune nu se va lega în luna noiembrie sau poate renunți din punct de vedere financiar, renunți la un parteneriat, o colaborare, o alianță în care nu te mai simțeai valorificat, valorificată. Foarte multe arcane majore pentru cei care ați ales varianta numărul 1. Poate închei o relație tocmai pentru că ai obosit să lupți. Adevărul ce ies la suprafață. Marea preoteasă. Poate această legătură, această conexiune, acest parteneriat, această relație se încheie, pentru că avem cartea îndrăgostiților în poziție răsturnată, se încheie în urma unor adevăruri ce ies la suprafață și îți produce acest conflict între minte și suflet. Multe secrete care ies la suprafață, lucruri care ți s-au ascuns până acum, ies la suprafață și va trebui ca tu să iei o decizie. Foarte intuiție pentru zodia Pești la cote înalte, oricum voi sunteți zodie intuitivă, conștientizare foarte multă a ceea ce poate până acum ai negat, cartea negării care a ieșit la ca și energie generală. Și cartea magicianului. Ceea ce gândești, aia atragi, așa că ai grijă ca gândurile tale să fie unele pozitive, pentru că ai puterea în luna noiembrie să atragi tot ceea ce îți dorești. Dar cartea magicianului este și o carte a manipulării. Iar aici avem o energie mincinoasă, o trădare, o minciună, o înșelătorie, care, despre care vei afla, da, cu Marea Preoteasă aici, dar avem și Marele Preot, cuplul divin. Marele Preot, chiar dacă tu afli de această trădare, este ceva ce trebuia să se întâmple și cu ocazia asta ți se face o dreptate. Din punct de vedere energetic se face o dreptate pentru a restabili echilibru. Afli de ceva, poate trebuie să, nu neapărat partener, partenera de viață, poate ceva la locul de muncă. Afli niște lucruri care ți s-au ascuns până acum, niște vorbe pe la spatele tău pe care le-ai auzit, dar ai încercat să nu le ignori. Afli de o trădare, un prieten, cineva din familie, o persoană care, pe care considerai apropiată, te trădează. Dar această veste vine și cu ceva pozitiv, este ceva ce trebuia să se întâmple. Dacă Marele Preot și Marea Preoteasă sunt aici, este clar că trebuia să se întâmple, trebuia să afli despre acest lucru, pentru că era un adevăr pe care Universul ți-l aducea și pe care tu îl negai până, l-ai negat până în acest moment. Iar ei consideră că este momentul, ești pregătit, pregătită acum ca tu să afli toate aceste lucruri care ți-au fost ascunse până acum. Foarte, foarte multe arcane majore pentru cei care ați ales varianta numărul 1.
Zodia Berbec, zodiile Taur, Fecioară, Rac, Gemeni, Săgetător, din nou Taur sau Balanță, zodiile de Apă, Rac, Scorpion, Pești și zodiile de Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Va trebui să iei o decizie în urma acestei conștientizări, în urma acestui lucru pe care l-ai negat până acum. Poate o situație ți-a fost prezentată, dar nu la adevărata ei valoare sau însemnătate, iar acum îți iese la suprafață și tu trebuie să iei o decizie care îți va lumina calea și care te va pune pe calea ta cea bună și va trebui să te retragi dintr-o situație, parteneriat, alianță, colaborare, loc de muncă sau relație de iubire în care nu te simți apreciat, apreciată sau valorificat așa cum trebuie. Haideți să vedem și varianta numărul 2. Cărțile destinului. Ce vine către voi la nivel general pentru peștișorii care ați ales varianta numărul 2? Cartea temperanței pentru cei care ați ales varianta numărul 2. Va trebui să vă temperați, va trebui să vă calmați impulsurile, da? Deci acele decizii impulsive pe care le veți lua, o stare de liniște, de pace, de echilibru pentru a putea culege roadele muncii voastre. Pentru a ați muncit din greu, iar acum este momentul să vă bucurați, să culegeți ceea ce aveți de cules, să vă bucurați de munca voastră de peste un an de zile. O perioadă prosperă urmează pentru cei care ați ales varianta numărul 2. O carte este și o carte a independenței, da, financiare, poate vă doriți să deschideți o afacere, să faceți ceva pe cont propriu care să vă aducă această mulțumire și independență financiară. Cu cartea temperanței poate este ar trebui să luați o pauză, să vă bucurați mai mult de propria voastră persoană, să vă reechilibrați. Așa cum am spus, ați muncit foarte mult, iar acum este nevoie pur și simplu să trăiți o perioadă, o lună mult mai liniștită, mult mai calmă, în care să faceți lucruri care vă pasionează sau pur și simplu să plecați într-o vacanță, să faceți ceva ce va aduce acel echilibru interior. Regina de cupe în poziție răsturnată. Cumva vă retrageți cupa de iubire. Cumva treceți printr-o perioadă în care această iubire nu mai așteptați să o oferiți cuiva sau nu mai oferiți iubirea voastră nimănui, ci o întoarceți către propria voastră persoană. Voi sunteți zodia care se sacrifică foarte mult pentru cei din jur. Și până acum ați oferit iubire, ați oferit totul celor din jur uitând de voi. Este timpul să vă întoarceți la voi. Veți retrage sprijinul vostru, veți retrage ajutorul vostru. Veți retrage nu în a abandona, ci pur și simplu v-ați negat pe voi până acum. Da? V-ați negat propria voastră ființă. Din teama, din anumite temeri, ați oferit totul celor din jurul vostru. Iar acum, această iubire și tot ce ați oferit celor din jur
vă oferiți întâi vouă pentru a fi voi bine, iar atunci când voi sunteți bine, cu siguranță și cei din jurul vostru, persoanele dragi vouă, vor fi la fel de bine ca și voi. E ca și cum nu mai așteptați ca oamenii să vă ofere iubire, nu mai așteptați să vi se ofere ceva, ci pur și simplu vă oferiți singuri. Vă oferiți singuri și acționați. Dacă până acum ați fost într-o energie în care ați gândit, ați analizat, v-ați pus pe hârtie planuri, proiecte, v-ați gândit cum este mai bine să faceți, în ce direcție să vă duceți, acum acționați. Acum este perioada în care ieșiți din hibernarea în care ați fost până acum la nivel mental, vă puneți planurile, până acum ați gândit la planurile voastre, proiectele voastre. Acum puneți în aplicare aceste planuri. Și vă eliberați de foarte multe poveri. Vreți să atingeți un țel, aveți un vis, dar parcă vă simțiți, pe drumul pe care ați ales să mergeți, vă simțiți îngreunați. Duceți în spatele vostru poverile voastre și ale altor persoane. Nu puteți ajunge aici, vedeți drumul, da? Acționați, dar aceste acțiuni vă sunt blocate pentru că trageți după voi ceva. Niște griji, niște persoane care vă îngreunează traiectoria. Această perioadă grea, această perioadă în care ați simțit că ați muncit din răsputeri, iar acum nu mai puteți duce în spatele vostru, se încheie. Vă eliberați de acele poveri care poate pentru unii dintre voi, chiar dacă au fost niște poveri la nivel mental sau la nivel sufletesc, nu au fost niște poveri la nivel fizic, le-ați simțit prin dureri de coloană. Ați simțit că ceva vă ține pe loc, ceva vă blochează. Vreți să vă duceți într-o direcție, dar ceva vă împiedică. Vă scuturați, vă eliberați de aceste poveri și mergeți împreună cu persoana dragă, aveți sprijinul persoanei dragi sau a unui partener, a unui coleg, a unui prieten, prietene, da? Care vă ajută și vă face drumul mai ușor. Regina de Băte. Pentru Doamne, treceți printr-o perioadă în care parcă nu vă mai simțiți așa atrăgătoare. Regina de Băte vorbește despre atracție, despre pasiune. Regina de Băte este acea regină care obține totul prin propria sa energie. Parcă simțiți că nu mai aveți energie. Pentru că simțiți că nu mai sunteți valorificați, nu mai sunteți privite, da? De persoana dragă cu pasiune. O perioadă în care v-ați închis foarte, foarte mult în voi. Regina de cupe în poziție răsturnată, regina de bâte în poziție răsturnată. Pentru domni, poate persoana dragă simțiți că nu mai este atrasă de voi, că nu vă mai oferă aceeași iubire pe care vă oferea înainte, nu vă mai oferă aceeași atenție care vă oferea înainte. Poate o perioadă în care vă simțiți neîncrezători în propria persoană, doriți să faceți ceva pe cont propriu, dar nu aveți încredere în voi, că voi sunteți capabili de a face acest lucru. Cavalerul de Băte în poziție răsturnată. Cu Cartea Temperanței și același lucru înseamnă și Cavalerul de Băte în poziție răsturnată. O perioadă de calm, de liniște, aveți nevoie de pauză, de a nu lua decizii pripite și decizii impulsive. A vă bucura de propria voastră persoană, a spuneți lucrurile pe nume, dar cu calm.
Nu vă mai enervați. Dacă cineva încearcă să vă enerveze, cineva încearcă să bage bățul prin gard, replicile voastre sunt calme, replicile voastre sunt... sau deciziile voastre sunt luate dintr-o stare de liniște, de calm și de pace interioară. Nimeni și nimic nu vă destabilizează și nu vă poate abate de la planurile voastre. Nouă de bâte, o perioadă se va încheia în curând, avem 9 și 10 de bâte. Se va încheia în curând o perioadă în care ați simțit că munca voastră a fost în zadar. Munca voastră parcă s-a pierdut. Vă protejați de oameni, de persoane, de situații. Această sperietoare, sperie ciorile, da? Alungă ciorile. Iar voi vă creați așa un zid, vă creați o energie care să alunge orice atac energetic care vine către voi. Ați obosit să vă luptați, ați obosit să... pur și simplu să vedeți cum munciți și munciți degeaba. Începeți să vă apărați munca. Reconectarea cu o persoană din trecutul vostru. Sau poate fi vorba și de o colaborare, un parteneriat, o alianță, un loc de muncă, vă întoarceți la un loc de muncă la care ați mai fost. Magicianul și 3 de cupe. Vă bucurați, aflați o veste bună. Participați la un eveniment important, la o naștere, da? Aflați despre o naștere, un botez, o nuntă, o cununie sau pur și simplu alături de prieteni, prietene, vă bucurați de mai mult de viață. Până acum ați muncit, acum este timpul să creați momente frumoase, să vă bucurați de evenimentele care vin către voi și o lună în care obțineți tot ceea ce vă doriți. Obțineți tot ceea ce gândiți. Da? Magicianul, sunteți alchimistul propriei voastre vieți, dar atenție că trebuie să aveți gânduri constructive, gânduri pozitive. Este și o energie a manipulării. Poate persoana din trecut care vrea să se reconecteze cu voi, care vă propune, fie la nivel sentimental, fie la, pe plan financiar, vă propune o reconectare, vine cu o energie manipulatoare. Atenție la ceea ce voi vă doriți. Dar este o lună în care puneți negativitatea pe pauză, acționați în direcția visurilor voastre, vă apărați, vă faceți un scut de protecție față de persoanele pe care le simțiți negative față de voi. Simțiți cumva că munca voastră de până acum este pur și simplu distrusă de aceste persoane negative din jurul vostru. Vă eliberați de tot ce este negativ și vă recăpătați încrederea în voi. Tot ceea ce ați negat până acum devine conștientizare în luna noiembrie și știți exact ce aveți de făcut. Vă întoarceți cumva la propria voastră persoană, la vă oferi vouă iubirea și a recăpăta încrederea în propria voastră persoană. Și vi se face o dreptate. Poate acest eveniment important este o cerere în căsătorie. Avem Marele Preot, care este cartea căsătoriei. Vi se cere mâna, vi se cere iertare, vi se face dreptate. Ca și zodii avem Taur, Gemeni, zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător, cu cartea Temperanței toate zodiile, zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, zodiile de apă, Rac, Scorpion, Pești, ușor zodiile de aer, pe lângă Gemeni, Balanță și Vărsător și așa cum am spus, zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Vă îmbrățișez pe toți cu drag și înainte de a încheia,
Avem și Marea Preoteasă, pe lângă Marele Preot, adevăruri ce vor ieși la suprafață, veți descoperi niște lucruri, veți conștientiza ceea ce ați negat până acum, veți vedea adevărul dincolo de văl și dincolo de aparențe. Iar cu Cartea Spânzuratului veți acționa doar în momentul în care considerați că trebuie să acționați. Dar și fricile voastre sunt cele care vă blochează. Vedeți totul cu claritate, conștientizați anumite lucruri, dar din anumite frici, anumite temeri, nu ați mers mai departe. Odată cu această conștientizare, această gheață care este doar la picioarele voastre, vă deblochează acțiunile și vă face să vă duceți în direcția în care trebuie să mergeți, în direcția în care perechea divină, Marele Preot și Marea Preoteasă vă arată în luna noiembrie că trebuie să mergeți. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc o lună noiembrie magică, o lună noiembrie așa cum alegeți voi să fie, pentru că viața trebuie trăită după propriile alegeri. La revedere!